Goana nebună pe străzile din Brăila, un tânăr de 18 ani, a furat cheile mașinii mătușii sale și a fugit cu autoturismul. Femeia a sunat imediat la 112 și a anunțat furtul, iar poliția a împânzit zona și au fost făcute mai multe filtre pentru a da de urma băiatului, însă cel mai probabil speriat, tânărul nu a oprit la semnalele agenților. În momentul în care a ajuns pe drumul național 21 ani, în încercarea de a scăpa de echipaj a depășit o coloană de mașini și a intrat pe contrasens, apoi a lovit o autospecială de poliție care era oprită. În urma impactului, cele două autoturisme au ricoșat într-un stâlp și au lovit alte trei mașini. Tânărul a fost rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale și pentru prelevarea de probe biologice ce vor stabili dacă șoferul consumase alcool sau droguri.